Da, am plecat în minutul 39 dezamăgit, dar absolut convins că vom marca până la final. Erau niște lucruri pe care nu le înțelegeam. În primul rând, e un meci decisiv pentru o generație, pentru moralul unei generații. Lăsăm suporterii la o parte și cred că mulți români au urmărit jocul de aseară. În primul rând, am înțeles începutul de meci. Noi am început să jucăm după ocazia mare a lor dintr-un corner, ce trebuia să jucăm de la început. Orice fotbalist, orice antrenor știe că în momentul în care întâlnește o echipă de tineret, că asta a fost o echipă de tineret a Islandei, cu 2-3 jucători mai experimentați, în mod normal, începuturile de joc sunt foarte agresive, chiar agresivitate negativă, riști niște cartonașe galbene, mai ales în situația în care ești, pentru că știi că dacă bați Islanda, ești la un baraj, unde se poate întâmpla orice, iar acum 3 luni erau considerați niște, nu știu, dacă loseri, oricum, pentru că majoritatea dintre ei sunt tineri și au toată viața înainte, dar oricum, erau foarte criticați. Unii dintre ei, exemplu Stanciu, a și declarat că se gândea la un moment dat să nu mai vină la echipa națională. Ai această șansă, cu o echipă mult mai slabă cotată decât tine, cu o echipă foarte tânără și tu începi jocul într-un, nu știu cine a avut și ideea cu tobele, voi n-ați fost pe stadion, nu. Erau 3 tobe cu mascotele, dar era un ritm de tobe, m-a luat pe mine somnul în tribună. Exact așa s-a jucat, după ritmul tobelor. A fost o idee foarte proastă cine a avut ideea. Nu, crede-mă că ritmul ăla al tobelor a dat și starea de fotbal la echipei naționale. Uite, dacă e vreo înregistrare undeva, să o ascult și ai să vezi dacă nu te ia somnul. Te crepe cuvânt că ai fost acolo. Deci, pe lângă lipsă de agresivitate, jucătorii din atac, toți, 3, 4, 5 atingeri, cu apărare aglomerată, păi așa se așează și mama ești, tata ești, așteaptă pe poziții defensive. Am avut impresia că intrăm pe teren, nu știu de unde, asta și iar o problemă gravă, lipsa unui lider, ce am observat eu. Pentru că noi, dacă trăiam astfel de momente, cel puțin la pauză, cred că ne scoteam ochii între noi și intram a doua repriză și chiar dacă se întâmplă să intri mai relaxat într-un joc, într-adevăr, probabilitatea să te schimbi pe parcurs e mică. În momentul în care te duci la un joc ca și cum ar fi dinainte câștigat, cu toate că la nivelul ăsta nu există. Nu există să intri de maniera asta pe teren. Mă așteptam mult mai mult, nu știu, Niță era în poartă, Chiricheș, Stanciu, Alibec, Tănase. Deci erau jucători care puteau să dea un semnal. Nu! Nu! Era stânga, dreapta, mai venea un șut la poartă, 2-3 acțiuni foarte bune, rapid din deviere, la careu, în aglomerație, s-au eliberat la finalizare, proastă și aia cum trebuia jucat, de fapt, tot jocul, dar în rest o echipă mută. O echipă mută, pentru că la televizor văd ceva, n-am mai fost să văd ca suporter un meci al echipei naționale din 2011 sau 2012 cu Răzvan 3-0 în Giurești cu Bosnia. Cu Bosnia. Atunci a fost ultimul meci care l-am văzut eu suporter al echipei naționale. Acum am văzut o echipă mută, o echipă fără un lider. Fără personalitate. Adică, băieți, totuși jucăm cu... Da, tot respectul, e echipa națională, dar unii aveau 18, unii 20, majoritatea 22, 23, era Bjarnason, care îi organiza foarte bine în mijlocul lor, Skúlason pe stânga, care a ieșit după 15 minute și cam asta era. Deci cam asta era. Nu poți să tratezi de maniera asta un meci de asemenea importanță. Are Marica o observație foarte interesantă într-o postare de astăzi. Mă rog, acum, povestea că trebuie să rămână sau nu Rădoi, o să o discutăm imediat. Dar Marica încearcă o paralelă vis-a-vis de sfârșitul meciului ăstuia și finalul meciului cu Slovenia. Și el zice așa... plânsete, cu jucători care plângeau. Și zice așa, fii atent, deci ok, e lungă postarea lui. Da. Zice printre altele și vreau să ajung la zona aia, dați un pic mai sus, zice... numai o clip... Așa, bun, zice așa, nici nu mi-am dat seama că s-a terminat meciul. Era așa o liniște pe gazon, de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat, doar Chiricheș s-a pus în genunchi la un moment dat, dar parcă așa doar de poză. Îi mai țineți minte pe Dorinel, pe Contra, pe Marius Nicolae, cum plângeau pe teren după o așa ratare, se mai dau încă imagini cu ei la TV sau îi găsiți pe YouTube. Și vorbește evident de momentul ăla, pentru că tu l-ai pomenit ceva mai devreme, o să revenim după aia pe restul postării lui Marica. Dar tu ai trăit momentul ăla... Eu am trăit două momente
dramatice. Și cu Slovenia și în Danemarca. În Danemarca. Primul, probabil că el făcea referire la contra imaginea cu Slovenia. Și, mă rog, o să dăm și... Păi da, dar cu noi nu sunt imagini din Danemarca. Dar noi am plâns efectiv. Da. Pe mine m-a luat Stelea, m-a luat din baie după jumătate de oră, să mă încurajez, jumătate de oră de plâns. Asta întreb. Adică, ați văzut amândoi ieri reacțiile de la sfârșit, când s-a terminat meciul? Ok, nu e finalul campaniei, să ne înțelegem. Mai ne rugăm de doile Doamne, speranțe. Doamne, de islandezi, de alea, să facă ceva în Macedonia de Nord. Dar tu aveai ceva în mână. Și pierzi acel ceva. Cred că suntem singura nație din Europa care puteam să dăm cu piciorul unei astfel de șanse. Când eram la mâna noastră. De ce crezi că nu au reacție fotbaliștii? Pe mine asta mă interesează. Dom'le, cunoaște, tu ai antrenat, tu stai, mergi la meciuri, ai prieteni fotbaliști, slavă celui că ești unul dintre reporterii cel mai bine conectați în zona asta a jucătorilor. Dom'le, de ce nu s-au tăvălit pe jos de supărare? Câte cartonașe galbene am luat ieri? Bună întrebare. Nu știu dacă am luat galbene. Rațiu. Rațiu, unul, da, nu? Da. Ce meciuri au fost cele despre care ați amintit voi și ce a fost aseară? Noi atunci chiar a fost vorba de ghinion. Nu, dar ce adversari aveam noi. Ca să nu mai vorbim adică, de... Aseară în cupici și vorbim, vedeam nepoții lui Gudion. Ovidiu, dacă vorbim de Islanda care ne-a bătut la baraj, da, aia poți să spui, te-a bătut Islanda. Cu sigur, sunt 40 de milioane, premier, da. Dar cu echipa de aseară, că am văzut și mulți specialiști, oameni pe care îi respect. Dom'le, am avut ocazia, am avut șuturi, 700 de șuturi. Unde am avut ocazii în afară de bara lui Ionis? Nu, lasă șuturile. Ori jumătate din echipele de Liga 1 aveau aceleași statistici cu Islanda aseară. Deci ți-am zis, sunt convins și jucau și nepoții lui Gudjonsson, nu doar copii. Și să nu uităm că și ei au avut. Vezi că și ei au avut. Vezi că dacă au un jucător cu experiență, măcar unul, dacă au un atac, la ce situație au avut, că luau deciziile greșite, de multe ori erau în superioritate numerică, uitam să ne mai retragem și multe, multe lucruri, aveam probleme și ne marcau și gol. Trebuie să întreb, de ce nu suferă? Sau nu lasă impresia că suferă? Ce m-a mai surprins pe mine să nu mă uit ideea? Că nu a schimbat nimic la pauză, adică era mulțumit. Păi dacă nu luasem gol. Bine, nu te-a surprins și primul 11? Nu, la primul 11 nu, pentru că nu o să comentez niciodată primul 11 al unui antrenor, pentru că decât dacă stau la antrenamente săptămâna aia. Dacă stau la antrenamente săptămâna aia, pot să-mi dau cu părerea. Deci, tu spui așa, câte antrenamente are Rădoi cu toată echipa? Foarte puține. Două? Da. Trei, cred că. Două, trei? Nu știu luni dacă e toată echipa. Nu, luni are toată echipa? Nu știu dacă are toată echipa de lunea. Poate că a avut toată echipa de luni, habar n-am. Dar oricum, sunt jucători care vin luni, care vin duminică seara, mă gândesc că luni fac un antrenament mai degrabă de dezobosire. Fac doar refacere. Așa, bine, e clar. Bine, relațiile erau. Deja nu vorbesc de relații, eu vorbesc că tu zici... Nu, vreau să spun că nu mai e aceeași situație ca în urmă cu 6-8 luni. Nu. Nu mai. De acord, de acord. Dar tu îi vezi pe jucători. Dom'le, știi că Ali Bek nu joacă la CFR Cluj. Nu a jucat și când a jucat, vine Dan Petrescu și îl trage de urechi după meciul cu Alkmaar. Țineți minte. Știi că Tănase a trecut prin ce a trecut. El nu a jucat în ultima vreme, da? Tănase revine acum după o perioadă de o lună jumate, ceva de genul ăsta, de când a venit Edi Iordănescu. Da? La meciul cu CFR Cluj, aduceți-vă aminte. Deci Tănase ratează 5 victorii din seria aia de 7, cred că, a FCSB-ului. Și tu începi cu ei titulari. Nu-l bași pe Ivan, care este cel mai în formă jucător, se spunea, cel mai în formă jucător al campionatului. Da, a marcat cele mai multe goluri din toți atacanții. Da. Iar în momentul în care îl bagi vârf. Adică nu dai senzația că forțezi în vreun fel. Dar rămân la primul 11 cu cei doi, pentru că aici au multă lume. Să spunem că restul echipei nu a mirat neapărat. Dar Tănase și Ali Bek? Nu, echipa a fost construită pe atac pozițional și s-a întâmplat în multe momente, pentru că el ne spunea cu o zi, două înainte de joc, că Islanda atacă, că vine cu linia sus, că au posesia prin zona 2 și după aia pot fi surprinși pentru că lasă niște spații. Nu, a fost un contraatac cu Ali Bek în urma unui corner și câteva mingi pierdute, pentru că cel puțin fundașul dreapta central era foarte rudimentar, adică fără, cu o presiune mare pe el am fi putut recupera mult mai multe mingi în jumătate adversă. Dar am intrat încă o dată, spun, m-a surprins cum am intrat pe teren. Hai să vezi un fragment din conferința de presă a lui Rădoi, foarte interesant pe tema asta. Pentru că aici Rădoi, într-un fel sau altul, vorbește despre filozofie, despre felul în care se pregătește un asemenea meci, felul în care a ales el să pregătească un asemenea meci. Îl ascultăm și comentăm.
nu i-au fost relaxați. Eu am dat acea stare să nu fie acea stare foarte tensionată, să nu putem să reacționăm la o astfel de partidă, pentru că am întrebat și în urmă ce s-a întâmplat la meciurile cu Suedia când a fost Cosmin, ce s-a întâmplat la meciul cu Albania când a fost Neapuiu, și am zis, nu are rost să mai aduc în continuare acea presiune. O să vedem cum asum, cum își asumă și federația, vedem dacă, Doamne ferește, noi nu terminăm pe locul 2, dacă federația mai vrea să mai continue cu mine. Că v-am spus și astăzi lucrurile astea la conferință, nu? Probabil că dacă eram pe locul 3-4, poate nici federația nu mai vrea să mă angajeze în continuare. Dacă nu mă duc acasă. Tot timpul în momente importante, rămânem cu acea mentalitate de român care nu poate să se autodepășească atunci când e nevoie? Nu-mi place cum sună, dar e clar că avem limite din punctul ăsta de vedere și cred că nici în următorii ani nu le poate rezolva cineva atât de repede. Parcă noi, așa ca nație, suntem construiți când avem ceva în mână să nu putem să luăm așa de ușor. Trebuie să ne sacrificăm, să suferim, să pierdem ani de zile ca să putem să ne dăm seama de fapt ce am ratat. Vina e a mea, e clar. Am cum să spun că jucătorii, că ar fi ușor. Ce frumos ar fi, am scăpat jucătorii de vină și am plecat. N-am cum să fac așa ceva, pentru că până la urmă deciziile majore le-am luat eu. Eu am făcut echipa, eu am alcătuit sistemul, eu am făcut selecții, eu am făcut convocare. Da, l-am auzit pe Rădoi. Zice că el i-a relaxat. Comentați un pic, domnilor, pentru că el spune și este, cum să spun, sunt diverse curente în zona asta. Sunt antrenori care pun presiune foarte mare înaintea unui asemenea meci, care mobilizează jucătorii, care cred că punând presiune, bănuiesc că ai avut și tu tipologii de diferite de antrenori în preajma meciurilor importante. Sau toată lumea pune presiune? Cum e? E altă generație, într-adevăr. Nu știu dacă mai merge cu spart geamuri sau tabla tactică prin vestiar. Eu, unul, așa aș fi procedat la cum sunt eu. De asta nu pot să comentez prea mult. Tu ai fi spart, deci tu ai fi făcut la ceva? La pauză, cu siguranță. Dar în primul rând, cred că făceam 2-3 schimbări. Asta e primul lucru care îl făceam. Plus reacția, că nu se putea altfel. Bine, opream tobele alea din minutul 10. Nu e un factor foarte important, crede-mă. Dacă pe mine mă lua somnul, pentru că se băteau tobele într-un ritm care nu avea nicio legătură cu un joc de fotbal. Cum n-au nici unii oameni de la federație erau nicio legătură cu jocul de fotbal? Erau carpatini care băteau la tobă, bum, dum, 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 ceva de genul ăsta. Și au primit ritmul, poate. Că asta a fost ritmul. Deci ți se pare potrivit înaintea unui asemenea meci un tratament de ăsta să iau presiunea de pe jucători? Are relația fantastică cu jucătorii de la tineret. Probabil că dacă n-a făcut niciodată la tineret lucrul ăsta cu ei, probabil că nu l-a făcut nici aici. Diferă foarte mult. Eu, trăind, de fapt, că ce înseamnă, cum te modelezi, că ca antrenor ai stilul tău, dar ai influențe și ai de la oamenii care te-au antrenat. Cum făcea Lucescu înaintea unui meci important? Păi ne-am zis dacă era la pauză acum sau Răzvan, că se rupea tot vestiarul ăla, dar eu vreau să spun altceva. Serios? Eu am jucat în Italia. Da. În Italia, doar un singur sezon, dar în momentele de relaxare nu mai exista relaxare. În primul rând, jucătorii foarte profesioniști, lupte între ei, certuri, antrenorul care spărgea tot ce prindea prin vestiar și așa fac majoritatea în Italia, dar am avut și mulți români care reacționează la pauză. Cine să reacționeze? Hai să fim serioși. Aduceți-vă aminte ce s-a întâmplat după Euro 2016, când capitanul național i-a fugit de interviuri. N-a venit să vorbească de parcă vorbea pentru mama. Cine era capitan atunci? Pe același băiat. Era care... Chiricheș? Da, la același Euro băiat. A fost Chiricheș? Da, el a fugit de interviuri la final. Nu, da, el era capitan? El a fugit de interviuri la final. Nu că a fugit e una, dar era capitan? Nu cred că era capitan. Deci dacă ne-a fugit de responsabilitate. Dacă am fi jucat noi, vorbesc generația mea, cât am jucat 4 ani, doar 4 ani am jucat la echipa națională, dar bine, n-am fost doar trecători. Dacă am fi jucat un meci din ăsta fără spectatori și am fi avut prestanța asta de ieri, dacă ne-ați fi înregistrat ce se auzea din gurile noastre, noi eram cu plus 18 tot timpul. Da, dar după aia o rezolvam și după aia ne pupam după meci și toate lucrurile astea, dar încă aveam, nu știu... E de generație, de ce ține? Întreb lucrul ăsta, răutatea asta, de unde? Adică nu mai creăm fotbaliști de genul ăsta, nu-i mai căutăm, nu mai... Mai aud foarte des...
câteva lucruri. Apropo și de meciul de ieri. A venit Panduru acum câteva zile, da? În emisiune și l-am întrebat de primele concluzii de la Craiova. Și mi-a zis două lucruri. Amândouă s-au revăzut și în meciul de ieri, la un alt nivel. Îmi zice așa, dom'le, n-am văzut în perioadă, deci de când, n-am văzut atâtea pase cu exteriorul, cât te văd în momentul de față. Și el explicându-mi că încearcă să-i învețe pe fotbal și să nu mai paseze cu exteriorul. Pentru că, ok, pasează Ronaldinho cu exteriorul, pasează Zidane cu exteriorul, dar între... Cum să spun, tu vezi astăzi compilații pe YouTube cu Zidane care pasează cu exteriorul, pentru că alea ți le dau. Dar Zidane pasa cu latul de... 90% din pase, da. 90% din pase, da? Și după aia pasa de 7 ori pe meci când credea el și cu exteriorul. Da, dar el când pasa cu exteriorul, mingile ajungea unde trebuie. Acum 95% din exterioare sau din pase cu călcâiul... Corectă observația. Și al doilea lucru pe care îmi spune Pandur și pe care îl aud tot mai des în fotbal românesc este ce echipă cu minte avem. Da. Aud tot mai echipă des la minte. Antrenori. Uite, asta a fost o echipă cu minte. Ieri văzută din tribună, adică a trăit atmosfera aia. Asta era o echipă cu minte. Asta te-am întrebat de cartonașe galbene, de țărp, de agresivitate. Băi, pune unea, creează, fă un scandal. Dar asta nu o fac jucătorii tineri. Liderii care ți-am spus mai devreme. Ei trebuiau să intervină. Ei, îți dai seama din teren. Care sunt liderii? Ei se plâng păi de arbitraj. Spus, în primul rând, jucătorii mai în vârstă. Liga 1, Bancone. Ei se plâng de arbitraj. La orice fault, ei cer cartonașe în Liga 1. Hai să fim serioși. Da. Deci, Florin Tănase de 2-3 ani nu mai simulează. 4 ani a sărit în bazin după penaltiuri și la Viitorul și la FCSB de... Se întâmpla asta de 2-3 ori pe meci. De 2-3 ani nu mai simulează și a început să dea goluri și să joace. Tu cum vezi povestea asta? Și te întreb și pe tine, Ovidiu, că ai fost la meciuri, ați fost la meciuri. Dom'le, merge directorul tehnic, el normal, directorul tehnic din tribune să dea indicații? Alea erau indicațiile care le-am văzut la televizor? Du-te, centrează? Nu, pe bune, alea, pentru alea să te superi? Eu nu știu ce... Deci... Fiecare are dacă versiunea lui. Dacă îi spuneai, intră, schimbă sistemul sau ceva de genul ăsta, schimbă da, era, sau fă o schimbare, nu știu cum, dar că i-a spus un jucător să centreze. Eu atât am văzut, poate știți voi altceva. Da. Atât am văzut, nu știu, lateral și centrale. Asta am auzit de la domnul Stoichiță, din ce am văzut la televizor. La știri, da. Da. Alea sunt motive de supărare? Nu cred. Ți se pare că... Crezi că se ascunde altceva? Într-adevăr, dacă mi-ar fi bătut un apropo să jucăm 3-4 sau ceva de genul, sau schimbă-l pe X, da, la mine se lăsa cu sărit gardul și spuneam poftește în locul meu. Nu e... Ce ai făcut, de exemplu, în locul lui Mutu, dacă erai după conferința aia de presă, când tot Mihai Stoichiță i-a zis ce i-a zis? Da, știu, s-a văzut urât, dar probabil că era limbajul pe care îl foloseau amical între ei și de asta nu s-a supărat nici Mutu. Am înțeles. Deci tu ai fi sărit dacă era acum să fi pus 3-4-3? Da, dar nu a spus. Pentru ce am văzut aseară, chiar nu e un motiv de supărare. Încă... Dacă a fost doar aia. Vorbeam de presiune și vorbea și Rădoi în conferință, nu? Sunt curios la presiunea asta cum reacționează Macedonia cu Islanda. Chiar sunt foarte curios. Tu vezi vreo luminiță? Să rateze foarte mult, da. Dacă ratează foarte mult, pentru că e fotbal, e un meci, se poate întâmpla orice, dar sunt convins că va fi vor călări din toate pozițiile și nu vor. Mă întorc la meciul de ieri. Deci Stanciu, Răzvan Marin, șutori, goluri multe de la distanță sau semidistanță. Se eliberau la șut, că îi vedeam foarte clar de spus, că vedeam ca în palmă, și erau o pasă în lateral. Adică era prima repriză, încă nu era nicio presiune a rezultatului. Mai era foarte mult. Nu e. Adică s-a simțit lipsa asta de încredere. Dacă la jucători care au marcat multe goluri de la distanța aia, ce a făcut Ianis la bară, alea a fost. Stângul dreptul, șut, personalitate. Ghinion, da, eram calificați acum. Și-o mai păcăleam un pic? Nu, mai păcăleam un pic. Nu, creșteau altfel cu o calificare la baraj și erau mult mai pregătiți pentru campania viitoare. Da, cum a fost până la urmă, aduceți-vă aminte, generația care s-a calificat la 2016. 2014 ratează barajul cu Grecia. Da. Țineți minte, da. Ne bate Grecia tot cu Pițurcă. Era perioada vieții lui Mitroglou. Mitroglou, atât a fost, da. Exact. Atunci s-a apucat de fotbal. Nu putea să lase până mai repede. Am avut, ne-au tocat atunci arbitrii. Da, dacă nu era... Cetățeanul Mitroglou. După care
2014 ratăm la baraj, după care mergem mai departe. Acum, ai vreo explicație pentru care începem atât de fantezist preliminarele astea, jucăm și Liga Națiunilor și sfârșim prin a nu primi gol și a nu marca gol? Și a nu marca gol, da. Adică trecem dintr-o extremă, o echipă fără închizători, fără... ține minte meciurile alea, da? Jucăm cu Germania, și țin minte cu Răzvan Marin și cu Stanciu la închidere. Și eram jucat cu închizători sau cum? Nu, eu n-am jucat cu închizători, da. Auzi, cu Islanda asta nici... Dar ajungi dintr-o echipă de aia în care dădeai gol, meci de meci, dar primeai gol, meci de meci, ultimele meciuri să dai un gol Mitriță cum îl dă, să faci 0-0 ăla în Macedonia, 0-0 cu Islanda. Adică... Dar e rezultatul echilibrului, e clar. În momentul când ești deschis să primești multe goluri, dar ai mai mulți oameni în atac și marchezi goluri, când intervine echilibru, când pleci de la o siguranță, pentru că au fost problemele alea cu multe goluri primite, deja am subconștient și la jucători între ideea de a nu primi gol. Ce să facem ca să nu primim gol? Și intervin lucrurile astea. Ieri au fost situații multe, dar lipsa asta de agresivitate, de răutate, a făcut să nu marcăm. Cine vine după? Trebuie pe stradă 2? Adică auzim așa, deci auzim 3 variante în momentul de față, așa... Da, acum nu mai cred că rămâne. Eu îți dau un scris că nu rămâne. Eu nu mai cred că rămâne. Nici eu nu cred că rămâne. Nu mai cred, adică șanse zero. Cred. Așa, unul din zona 40, Edi Iordănescu, unul din zona 50, Dan Petrescu, unul din zona 60, Bălăni. Da. Deci noi avem... La Nealoție spre 70. Dom'le, în anii e 68. Da. Da, spre 70. Adică, inclusiv asta, plaja asta, dacă ăștia sunt, dacă astea sunt variantele federației, inclusiv asta ți arată că nu există, nu există un proiect, nu există o logică în alegerea antrenorilor, a selecționerilor. Că există niște criterii. Dom'le, pun și eu pe o bucată de hârtie. Băi, eu mă duc, cine sunt, Pancu? Președinte la Federația Română de Fotbal sau director tehnic. Dom'le, care e selecționerul meu? Ce trebuie să aibă? Păi, da, un profil, da, normal. Un profil. Are 50. Să la jucătorii care sunt la dispoziție. Da. Jucătorii pe care te bazezi. Ce jucători am? Ce profil de antrenor îmi trebuie? Poate să vină Petrescu. E de jucătorii ăștia. Îmi trebuie unul mai în vârstă. Îmi trebuie unul de 68, unul de 50 puțin și unul de 40 puțin. Da, nu știu. Și zilele sunt mult mai puține cu echipa, trebuie să cunoști foarte bine jucătorii. Nu cunoaște nimeni mai bine decât Rădoi în momentul de față jucătorii ăștia. Deja îi antrenează de ani buni. Da. Și el nu va mai rămâne. Și el nu va mai rămâne.